Asta o am pe Ilona, care n-am lucrat cu ea, nu o cunosc. E prima oară când vin la Neamărin și sunt extrem de încântată. Deci nu-ți poți imagina ce bucurie e în sufletul meu și nu glumesc. Deci mi se pare o experiență absolut genială, jur. La pe banană, pe... cum îi zice mă la ăsta, mă? După cum bine știți, pe lângă calitățile mele superioare de bucătar, sunt și un om al show-ului, că o să vedeți că vreau să metalez formele superbe, 100 de kilograme de frumusețe. Babană, mă, babană, n-am lucrat niciodată cu el. Pe mine m-a panicat foarte tare, în sensul că eu n-am dormit o săptămână înainte să vin la Neamărin. Unu, că îmi trebuia să-mi fac bagaj, să fiu superb. Și doi, de frica că mă rupe cu bătaia. M-am gândit, când mă vede ăsta, pus așa, pe zile mari, pe fapte, pentru că eu cred că el nu se aștepta ca vreodată în emisiunea lui să apară un personaj de genul meu. Peristei? A întrebat, a, Ilona e nou, Babana e nou? Păi zici, pentru mine e prima dată. Cum e pentru prima dată? Zic, e pentru prima dată. Am confundat emisiunea lui cu emisiunea mea. Da, când a aflat că e prima oară, mai rău. Și l-am pe Nicolae, care de atâția lângă mine. Când vin la Neamărin la emisiunea, vin cu drag. Adică că știu că tot timpul e ceva fain. Oase, e a doua oară. 100% sigur, Neamărin este la fel. N-are cum să schimbe, n-are cum. El și freza aia o să rămână pe veci. Sony, Finu, Finu. Mi-era foarte dor de Neamărin să mă uit la el și sunt foarte fericit că m-a invitat într-un loc super ca asta, Malaia. Deșteptarea, dimineață, la fiecare la ușă, bam, bam. Dimineața, la distanță. Se trează... Mi se ieșe cu gol, cum vrei tu. Știam că are super multă energie, dar l-am văzut în prima dimineață cu bățul ăla la ușă. Eu de-abia așteptam să vii. Să ce trec până asta? Te frică? Nu, da? E lene. Și a zis, gata, hai, scularea, că avem treabă. Într-o sfert de oră, îmbrăcată, la minte jos. Bine? Bine. Hai. Aici cred că e Nicolae. La asta nu trebuie să-l bați. La ușă că niciodată nu găsești în cameră. Cred că Nicolae e deja la muncă. Be. Nicolae era deja la micul dejun. Uite aici, băi, așa ne salutăm la distanță. Pur și simplu mă trezesc mai devreme. Adică de mic am treaba asta cu trezitul. Să nu dorm mult, adică nu-mi place să dorm tare mult. Am bătut la Aristei. Salută așa la distanță, salută, salută aici. S-a auzit bătaie, nu șepac. Și am simțit că nu bate cu mâna. Simțit că bate cu un toiag. Cam târziu? Adică? Păi eu știam, ce eu știam că vine vreme. M-am trezit, m-am îmbrăcat. Să-ți iei chitara? Așa, e jos și... cu mașină. Nu da ceva, dar trebuie să cânti la porci, la vară, la oi. Hai repede! De Neamărin o să-ți fie doar 10 minute până dai de el. Și în mare parte primul impact este la ușă. Neața! Vei, salut, salut, bate, bate, bate salut aici. Așa. N-avem voie. Cu asta, cu asta poți. Și ții trei capace, ți aduci aminte și zici: "Bă, nu mi este dor de el." Mi-era dor de el. Jur, jur mi-era dor. Mi-era dor. Ce ai pe mâna aia? Ce ți-ai făcut? Un cotul ăla, ce ți-ai făcut? O bubă. Aceeași poftă de viață că n-a la ora 6 dimineața, 7 cât era. Cine poate să aibă atâta chef de viață și să fie perfect, impecabil? Când am bătut? Babană. În momentul în care am deschis ușa, eu superb, în halatul meu regal. Eu mai am bătut la ora asta. La ora 9. E ora 9? Păi la ora 6 trebuia să ne trezim. Doamne, Dumnezeule, păi nici nu l-am salutat și ăsta deja mă bate. Și e singur aici în cameră? Nu sunt singur. Dar cu cine mai? Cu prietenul meu, Cato. Oh, salut! A apărut Sony. Păi zici, ce-i cu tine aici? Am venit. Am venit să muncesc. Bună ziua! Bună ziua, a fost când m-am trezit eu acum. Ce barbă ți-a crescut? M-a trezit cu una frusta. Dar nu știu nebuna ala de unde m-a dat. Nicolae, yes. Pregătiți și voi micul dejun, eu mă duc la primărie și mă întorc. Mâncăm și vă spun ce vreau. De la primărie în jos, măi, Lino, Leano. Da, primărie în jos și pe dreapta undeva. Bine că e vremea asta bună. Hai, Sony, fă că ne așteaptă lumea. După ce ne-a trezit și ne-a dat termen foarte scurt să coborâm la micul dejun, am început, am intrat în fibrilat. Nu știu ce să fac, să-mi iau o geantă cu mine numai de dragul de a avea cărat ceva, ba, o iau. Și am zis, eu acum
când cobor, prima impresie trebuie să fiu bibelou. De dimineață se conturează exact cine o să fie punctual și cine nu. Nu știu pe Sony, e prima oară când îl văd. Ei, de aici încolo l-am păristei. Am fost cu el în Asia Express. N-am apucat să-l testez un pic, să intru în el, să vedem cum e, bam, bam, bam. Carne nouă, eu așa zic. Oase are experiența emisiunii, cred că a mai fost de câteva ori bune din ce ne-a povestit. Și a zis să stăm un pic fără grijă, cu orice am face noi, să știm că pe el o să-l bată. Nu, cred că bătaia o să fie repartizată egal. Bineînțeles, o să înceapă clienții vechi. Pe Oase toată lumea îmi spunea, wow, te duci cu Oase, ce tare. Nu-l cunoșteam personal, aflasem despre el că te distrezi foarte tare și că o să fie mișto. Și după aia avem pe Ilona. Parcă mi-e și milă de ea, zic, bă, ce costum de toți bagabonții ăștia, serios. În primul rând am sesizat că sunt singura fată și m-a speriat un pic, dar, repet, am și avut senzația că voi fi privilegiată. Ilona e și mai băiețoasă. Ilona e băiețoasă, că cred că o enervezi și în două palme, întoarce fața la spate. Două șanse, ori să fie răsfățată a grupului, ceea ce nu cred că o să se întâmple, ori să fie să se dea cu noi. Și să facem gașcă de băieți. Pe Florin îl știam de la X Factor, unde m-am împrietenit foarte tare cu el. Florin, scuze. Așa, el are și el cabina lui, ca de obicei, pentru că este o mare vedetă. Îmi pare foarte bine să te... Florin, îmi pare bine. Se vede că aveam chimie și ne-am înțeles bine. Adică suntem pe același vibe de glume și caterincă. Vreau să te rog. Da, să vorbesc mai încet. Nu, să zici de bine, de bine. Da, de am zis. Că să mă arăte și mama la televizor și... Deja am zis. De bine? Da. Am auzit niște chestii, mai așa. Nu, n-am zis nimic de rău. Banana în personaj, jur. De când l-am văzut la început, mi-am dat semna că era un personaj. Acum e și colegul meu din camera. Hai, pune și hai să coborâm să ne facem prezența asta. E un băiat foarte simpatic, stilista, și a început să mă îmbrace și pe mine. Acum suntem Domenico Dolce e Stefano Banana. N-am auzit de Babana, de Babană, de fapt. Un tip foarte, așa, spumant, să zic, azi zice. Pam, 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 hai, Floricică, bă, de viața! Babană și Sonia au apărut cadou. Floricele? De Babană chiar nu știam nimic nici despre el. L-am văzut când a venit cu omul ăsta. Este un spectacol în sine.